Un taximetrist constanțean a fost sancționat de agenții Direcției Generale Poliția Locală pentru că a refuzat să ia un client. Incidentul a avut loc în zona gării CFR din Constanța. Șoferul de taxi nu a vrut să-l ducă pe constanțean la destinația solicitată pentru că era prea aproape și cursa ar fi fost prea scurtă. Conducătorul auto a fost amendat cu 100 de lei conform legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. E cursa foarte mică. Deci din cauza aceasta v-a refuzat domnul taximetru, da? Domnul taximetru, da. O să luăm măsuri legale pentru refuz. Vă mulțumim, de aceea am și apelat la dumneavoastră, pentru că asemenea... I-ați dat documentul... Da, asemenea oameni nu mai trebuie să mai stea pe circulat.